În această seară am să vă spun o poveste culeasă din popor și scrisă de cronicari ai unor vremuri de mult apuse. Și că era odată un ținut în zona Dunării, un ținut mare și frumos, care era condus de un rege, Mocofan rege. Mocofan rege luase acest regat de la niște regi înaintași, pusese stăpânire pe el și vroia să fie rege pe viață. În acest ținut însă frumos, în munții lui, în codrii lui, sălășluiau haiduci care nu erau de acord cu felul în care Mocofan rege înțelegea să conducă acest regat. Ceilalți supuși însă îi pupau papucul cu fiecare ocazie. La un moment dat însă unul dintre haiduci de peste munți și voi se hotărâră să vorbească în regat despre niște cai negri care ar alerga liberi prin munții și pădurile regatului. Ia că așa se face că haiducul nostru scriseră câteva slove și glăsuiră despre acești cai în diverse locuri din regat. Oamenii cunoșteau despre prezența cailor negri prin munții și pădurile regatului. Îi dădeau dreptate haiducului nostru, însă acest lucru nu fu pe placul lui Mocofan rege, care de îndată dădu poruncă unei oștiri să meargă să caute caii negri, să-i aducă la curte, să ardă tot ceea ce scriseră haiducul nostru, astfel încât niciodată să nu se mai cunoască vorbele lui în regat și să rămână pe vecie urmașilor, cum că Mocofan rege, dinpreună cu sfetnic Pitic, sunt cei care au găsit caii negri și i-au adus la curte. De îndată se formară o oștire, plecară munți, găsiră caii negri, arseră sau încercară să ardă, spuneau cronicarii, căci se pare că undeva, prin niște scorburi de copaci, știute doar de haiduc, au mai rămas niște slove ascunse bine, care dovedeau faptul că el fuseră primul care vorbiră despre în regat, despre caii negri. Mocofan rege știa ceva, dar spera că acele slove niciodată nu vor ieși la lumină sau nu vor reieși la lumină. Și ia cât așa aduși la curtea regelui caii negri, începură să fie împerecheați cu diverse iepe aduse de prin est sau de prin vest, din alte regate, pentru ca aceștia să devină mai mari, zicea Mocofan rege, și să aducă din ce în ce mai mulți bani în visteria regatului, arginți și aur, pentru Mocofan rege, pentru Pitic sfetnic și pentru alții din oștirea sa, de la curte. Anii au trecut. Oamenii au început să uite de haiduc și Mocofan rege părea cel care, că este cel care a descoperit caii negri în munții regatului. Doar că regatul era din ce în ce mai sufocat. Căci Mocofan rege nu era stăpân doar peste caii negri, ci peste toți caii care existau în regat, indiferent de soiul lor. Haiduci se adunau din ce în ce mai mulți prin păduri, nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în regat, de birurile din ce în ce mai mari și mai asupritoare, de politica din ce în ce mai dură a lui Mocofan rege, susținut puternic de oștirea de grabă pupătoare de opincă. Dar, așa cum vă spuneam, anii au trecut și dincolo de munți a apărut un alt rege. Nervozul rege, numit așa datorită temperamentului său, atitudinii sale, felului său de a fi, a adunat în jurul lui o armată mică de haiduci și a hotărât să împartă regatul în două. Spre disperarea lui Mocofan rege, care nu mai putu dormi
din acel moment, regatul, sau mai bine spus, partea din regat al lui Nevozo Rege început să crească din ce în ce mai mult și haiducii închegară în jurul lui Nevozo Rege o mică oștire. Deja regatul era împărțit. Ținutul avea acum doi regi. E adevărat, regatul lui Mocofan Rege, sau mai bine spus, partea de regatul lui Mocofan Rege era mai mare. Visteria lui era înțesată de aur și arginți, pe când armata lui Nervozul Rege era mai mică și visteria era aproape goală. Haiducii însă, oamenii ai muntelui, obișnuiți cu puțin, nu cunoșteau belșugul și n-aveau nevoie de el. Ia cât așa, la un moment dat, unul dintre haiduci, un alt haiduc, știind că munți nu zburtă doar cai negri, ci și cai albi, bălani, cum le spuneau țăranii din ținut, se deciseră să vorbească despre ei la curtea lui Nervozo Rege. Nervozo Rege dădu ordin ca de îndată să fie cercetată această trebuință. Și ia cât așa, o mică oștire porniră și într-o poială la marginea unei păduri, cercetară cu deamănuntul caii bălani și hotărâră să fie aduși la curtea regelui Nervozo și să se vorbească și despre ei, ca și despre ceilalți cai din marele regat, așa cum se cuvine. Dar, din nou, Mocofan Rege, împreună cu sfetnic Pitic și alți câțiva sfetnici de taină, futare, mâhniți, privind cu îngrijorare la acțiunile lui Nervozo Rege, dădură din nou poruncă să se adune marea oștire și cumva, nu-l interesează cum, pupătorii de opincă să facă bine și să aducă la curtea sa inclusiv caii bălani. Căci este cu neputință ca Nervozo Rege să poată avea și el caii lui. Nu mai vorbim de faptul că țărani de prin munți, care ținuseră de cailor negri capana corbului și care nu-i amestecaseră cu iepe de prin alte regate, începură să coboare spre regatul lui Nervozo Rege. Și nu mai cei cu cai negri, ci și cu cei cu cai suri și cu alți cai. Mocofan Rege era foarte îngrijorat, foarte supărat, căci el, luând la cunoștință despre caii bălani, de grabă început să simtă mirosul arginților care ar putea să vină în visteria sa, spre a-i umfla și mai mult, să nu zicem burta, că n-ar fi frumos, ci masa, spre a-i îmbelșuga și mai mult meniul. Dar, de data aceasta, oștirea lui Mocofan Rege nu se mai lupta cu un singur haiduc. Nu mai putea cu deasila să pună opinca, așa cum făcuseră înainte, pe armăsarii negri corbi. Căci acum armăsarii bălani erau protejați nu doar de un singur haiduc, ci de o întreagă armată de haiduci adunați în jurul lui Nervozo Rege. Care Nervozo Rege, după cum știm, așa cum îi spune și numele, nu se împiedica de Mocofan Rege, oricât de mare, la propriu și la figurat ar fi fost acesta. Fără doar și poate, Mocofan Rege fugiră la împărat, căci, trebuie să spunem, ambii regi aveau câte o înaltă poartă la care mergeau să ia lumină. Numai că în timp ce Mocofan Rege mergea să ia lumină în genunchi, pupând cizma mai marului său împărat, Nervozo Rege mergea drept și saluta cu respect împăratul său. Ce s-a mai întâmplat ulterior va trebui să mai cercetăm. Căci se pare Mocofan Rege, dându-și seama că nu poate veni dintr-o dată și să spună că regatul său au fost, și numai al său, au fost inclusiv armăsarii bălani, așa cum făcuse înainte cu armăsarii negri corbi, dă dură sarcină lui Pitic Sfetnic și altor câțiva sfetnici să găsească o soluție. De grabă Pitic Sfetnic, punându-și minte la încercare, se înfățișară la Mocofan Rege și spuseră că a găsit soluția cerută.
Și că, de fapt, armăsarii Bălani ar fi doar niște armăsari care au fost vătați de către IEP Negrecorp. Prin urmare, sunt tot ai lor. Și tot doar ei pot vorbi despre acești armăsari Bălani. Desigur, viclenia lui Pitic Sfetnic, ca și viclenia lui Mocofan Rege, erau foarte cunoscute în regat. Iar această gogoașă pe care încercau ei să o vândă poporului, care nu mai era în rod, nu putea fi primită nici în regatul lui Mocofan Rege și cu atât mai mult în regatul lui Nervozo Rege. Pentru că, așa cum spuneam, de data aceasta Mocofan Rege nu se mai confrunta și întreaga lui oștire doar cu un singur haiduc din munți, ci se confrunta cu oștirea lui Nervozo Rege, care creștea precum harap alb într-o zi, cât alții în șapte. Ce s-a mai întâmplat? Vom vedea într-un alt episod, după ce vom cerceta în amănunt cronicile vremii. Și am încălecat pe șea și momentan v-am spus povestea așa, fără a omite însă să completez că orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare, acesta fiind un pamflet care trebuie tratat ca atare.